Haideți întâi să vedem cam ce serioasă este această problemă. La cât a coborât consumul de droguri? Care sunt lucrurile cele mai grave pe care le vedeți în calitate de medic care lucrați în această zonă de toxicologie și aveți un contact direct? Bună seara! În primul rând, trebuie să spunem că în ultimii ani vârsta a scăzut progresiv. Dacă discutam de 17-18 ani, acum câțiva ani de zile, din păcate astăzi avem cazuri de 12-13 ani de copii care nu se prezintă doar cu intoxicații acute, ci cu sevraj, ceea ce înseamnă că au devenit deja dependenți la astfel de substanțe. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că au apărut pe piață substanțele psihoactive noi, care sunt substanțe de sinteză, sunt substanțe chimice, care au o potență mult mai mare comparativ cu drogurile clasice și atunci vor determina un fenomen de toleranță imediat și un fenomen de dependență mult mai rapid. Vă dau doar un exemplu. Între marihuana, planta pe care tinerii o fumează, și cannabinoizii sintetici, potența este de 80 de ori mai mare în cazul substanțelor sintetice de tip cannabinoid și atunci efectele de dependență apar mult mai rapid. Și evident, odată ce dependența aceasta se instalează, apare și un sevraj extrem de important, adică acești tineri nu se mai pot abține în a consuma astfel de substanțe. Ce trebuie să ne îngrijoreze, domnule Gâdea, este nu neapărat efectul imediat. Multă lume este înspăimântată de efectul imediat, însă pe mine, ca toxicolog, mă înspăimântă efectul pe termen mediu și lung. Pentru că aceste substanțe folosite din perioada adolescenței vor modifica structura și funcționarea sistemului nervos central, iar acești tineri vor dezvolta în timp tulburări de comportament, tulburări... Același fel. Ce se întâmplă cu un tânăr să ajungă în situația să-și ucidă părinții, mulți dintre ei, așa cum am văzut ulterior, spunând că le pare rău și așa mai departe? Ce fac drogurile în creierul lor pentru a ajunge la astfel de crime, domnule doctor? Depinde de ce substanțe folosesc. O parte din aceste substanțe sunt halucinogene. Ele determină o serie de halucinații vizuale sau auditive. Gândiți-vă ce se întâmplă atunci când auzim sau vedem lucruri care în realitate nu există. Înțeleg din declarațiile tânărului care și-a ucis mama că acesta o vedea ca pe un diavol și atunci evident că a acționat în consecință. Aceste tulburări psihotice pe care le induc aceste substanțe sunt foarte frecvente. Am avut tineri care credeau, spre exemplu, că au puteri supranaturale, cum cred că și în cazul pe care l-ați prezentat, cel mai probabil aceasta ar fi fost explicația. Ei credeau că pot să zboare de pe blocuri fără să aibă niciun fel de problemă. Mulți dintre ei aveau ideea că posedă puteri supranaturale și că sunt eroi imaginari din diferite filme de animație. Însă ceea ce cred că trebuie să ne pună pe gânduri este faptul că un consum cronic de substanțe psihoactive din perioada adolescenței va determina modificări de comportament. Acești tineri au tot felul de tulburări de comportament care înseamnă agresivitate și autoagresivitate. Am avut tineri aduși cu poliția de acasă pentru că își maltratau părinții sau își agresau frații. Deci avem o serie întreagă de comportamente anormale pe care aceste substanțe le induc. Cred că peste 10-15 ani societatea va arăta altfel dacă vom continua să consumăm substanțe psihoactive în același ritm și dacă acești tineri vor avea acces la astfel de substanțe. Domnule doctor, care este cel mai tânăr consumator de droguri din România după știința dumneavoastră? Eu am avut un tată care a venit cu o fetiță de 13 ani, căreia îi găsise în ghiozdanul de școală pliculețe de cannabis. E cea mai tânără pacientă pe care am văzut-o, dar înțeleg chiar și din rapoartele oficiale că vârsta de 12-13 ani a devenit o vârstă uzuală în consumul de droguri și, din păcate, la vârsta aceasta de 13 ani au fost identificați chiar și traficanți, dealeri de substanțe stupefiante în liceele sau școlile în care aceștia învățau.